după ce descoperi lumea, începi să simți nevoia să te reîntorci în anumite locuri. Așa mi s-a întâmplat mie cu Provența, de fapt cu Sudul, cu Marele Sud. În Provența am simțit nevoia să revin, pentru că acolo se întâmpla ceva important pentru sufletul meu, cred. Acolo se desfășura festivalul de la Avignon, acolo se nășteau proiecte, acolo mă întâlneam cu artiști, în viață sau nu, care își lăsaseră amprenta asupra ființei mele. În acest spațiu, în acest imperiu, aș vrea să vă invit acum să călătoriți dumneavoastră cu mine, cu noi, odată cu acest film, cu mine și cu Andra, soția mea.